La primărie contează omul, nu partidul, spune o zicală desfolosită, mai ales în prag de alegeri, atunci când vine vorba ca locuitorii unei comunități să-și aleagă edilul. Faptul e valabil și în comuna Moțca. Aici primar este Costel Arteni, iar el este membru în partidul aflat până mai ieri la putere. La început a fost invidiat de către colegii săi de la comunele din jur, pe motiv că ar avea finanțare deschisă pentru orice și-ar putea dori. Adevărul a ieșit repede la iveală. Costel Arteni a trebuit să se descurce ca orice primar, cu bani puțini și multe de făcut. În 2008, când am candidat pentru funcția de primar, PDL-ul, sigur, avea șansele cele mai mari de a fi la guvernare. După ce s-a format guvernul, noi ne-am pus toate speranțele și am zis că o să fie totul bine, că o să fie ajutate, dar nu m-am gândit că o să fiu ajutat numai eu ca și primar pe ele. M-am gândit că toate primăriile o să fie ajutate pentru că toți au nevoie de bani. Indiferent că este de culoare portocalie, roșii, galbenă, toți primarii au nevoie pentru că localitățile din care noi facem parte au toate câte ceva de făcut și cetățenii toți sunt plătitori de taxe și impozite. Atunci toți trebuie să beneficieze de bani de la guvern, de la Consiliul Județean. Da, am fost invidiat, poate, dar pe nedrept, pentru că se poate constata, se poate vedea, se poate verifica că nu s-au primit alte sume de bani de către primăriile PDL, vorbesc cele din județul Iași, în afara banilor repartizați prin bugetul centralizat, bani primiți de la Direcția de Finanță, de la Consiliul Județean, și cu aia trebuie să ne descurcăm. În mandatul său de 4 ani, primarul Arteni a reușit să miște multe lucruri în comună. Străzile fără asfalt sunt pietruite an de an. Iluminatul a fost pus la punct. De asemenea, problema colectării gunoiului. Copiii au parte de grijă și atenție. Pe de o parte, edilul șef al comunei este mulțumit că a reușit să facă, dar nu-și poate ascunde oarecare tristețe. Deși este singurul primar PDL din colegiul electoral numărul 5, nu a fost ajutat de către guvernanți să realizeze mai mult, pe cât ar fi meritat oamenii. Un exemplu bun este cea mai importantă realizare din ultimii 20 de ani din Moțca. Este vorba despre extinderea rețelei de apă potabilă și de introducerea canalizării. Investiția este una impresionantă pentru o comună, 130 de miliarde de lei vechi. Din surse proprii, nici vorbă să poți face o astfel de lucrare. Și atunci, soluția a fost să se apeleze la un program guvernamental. Documentații, proiecte, avize, iarăși documente, alte aprobări, completări, aproape 2 ani au durat toate. În martie 2010 au pornit și lucrările. Problema acestui tip de proiect este însă partea de cofinanțare, adică banii pe care trebuie să-i pună primăria. Procentul este de 15%, adică mai bine de 19 miliarde de lei vechi, o sumă mare de bani. E adevărat, greul finanțării îl duce Ministerul Mediului, 85% din investiție. Această lucrare a demarat în mai 2010, a demarat efectiv lucrul, pentru că ea a fost începută din 2009, cu semnarea convenției cu Ministerul Mediului, după aia organizarea licitației pentru proiectare, pentru execuție de lucrări, și în mai 2010 s-a început lucrul efectiv la rețeaua de apă pentru satul Băureni. După aia am început canalizare Băureni, canalizare Moțca. Suntem, zic eu, spre final la apă. Rețeaua este construită în proporție de 90%, la canalizare 75-80%, urmând ca, zic eu, până la finalul anului 2012 să putem pune în funcție apa în satul Băureni, apa mai devreme, în luna iunie-iulie, iar canalizarea la sfârșitul anului, pentru că avem lucrarea cea mai mare la stația de epurare. Culmea, cei care au demarat proiectul mai târziu au prins procente de contribuție proprie mai mici și de 5%. Astfel spus, cei harnici au fost pedepsiți, cei care s-au mișcat mai greu au avut de câștigat.
Mai mult, primarul Arteni a avut ghinionul să vină și criza peste România, ceea ce înseamnă că nu a mai primit bani de la guvern. Abia în aprilie 2012, după insistențe, a primit 3,6 miliarde de lei vechi, cei mai mulți bani urmând să ia direcția achitării datoriilor la lucrările acestui proiect. Procentul fiind mare, valoarea investiției la fel destul de mare, avem o cotă de cofinanțare pe total lucrare se ridică la 1.800.000 de lei, 18 miliarde în lei vechi, din care reușim să achităm cu tot ce o să virăm luna asta în jur de 300.000 de lei, 3 miliarde. Rămânând ca diferența, să vedem, poate mai primim ajutoare guvernamentale de la Consiliul Județean și în ultimă instanță, dacă o să fie nevoie, o să apelăm și la un mic credit pentru a putea face plata constructorului și să putem pune în funcție și lucrarea. Și atunci stai și te întrebi, cum a reușit să se descurce primarul Artenii fără bani suficienți la buget, așa după cum au făcut și ceilalți primari din localitățile vecine. A depus proiecte, și nu puține, proiecte bune, aprobate, o parte care se derulează, iar altele care așteaptă finanțare. Începând cu 2009, tot am depus în fiecare an. În aprilie 2009 am depus prin regiunea Nord-Est un proiect de reabilitare și modernizare a Școlii Generale Boureni, care suntem pe lista de finanțare, dar fondurile fiind limitate în fiecare an, așteptăm și noi să ne anunțe anul în care vom intra. Proiectul a fost eligibil, dar așa ni s-a comunicat de la regiunea Nord-Est că vom intra, dar în limita fondurilor primite în fiecare an, intră un anumit număr de școli. Ăsta a fost primul proiect și noi ne-am pus mari speranțe în el, pentru că școala din Boureni, fiind foarte, foarte veche, necesită o reparație, o modernizare. Grupurile sanitare sunt ca acum 40-50 de ani în curtea școlii, deci în afara clădirii de școală. După aia avem proiecte pe infrastructură, deci asfaltări de drumuri cu centru after school, extinderea muzeului satului. Noi avem între cele două clădiri de școală, avem construit un muzeu al satului, unde în anul 2011 am făcut și lansarea monografiei Comunei Mosca. Mai avem un proiect depus transfrontalier, intercultural, la care școala Mosca este partener în proiect, cu tot la fel cu școli din Republica Moldova. Deși la prima vedere poate părea un moft inutil, proiectul de înfrățire cu o comună din Republica Moldova, Larga, este rezultatul unei strategii inteligente. Dincolo de implicațiile culturale, de suflet, proiectul vizează și achiziția unor utilaje și echipamente pentru situații de urgență. Iar un utilaj de genul unui excavator sau buldozer e binevenit la orice comună, putând face treaba zi de zi prin sate, acolo unde este nevoie. Noi acum suntem în perioada de colaborare, avem numai un protocol de colaborare, urmând ca după primirea vizei să facem și acel loc de înfrățire. Între acestea, un proiect atrage atenția în mod deosebit. Era și o problemă deosebită, cea a copiilor din comunitatea de rom, una importantă numeric, cam 13% din populația comunei, după cum precizează primarul. Tradițiile și viața grea a părinților predispuneau copiii rom la abandon școlar, mai mult ca în cazul celor români. Soluția a fost un proiect care se derulează cu succes, un sistem after school. Chiar din 2008, după ce am venit la primărie, am angajat un tânăr absolvent de facultate de etnie romă, care este consilier pe probleme de rom. Acum este implicat și într-un alt proiect, after school, școală după școală. Avem la Mosca o grupă de 30 de copii, sunt copii de etnie romă, la care familiile sunt familii cu nevoi, cu probleme, care au nevoie de acest program
și s-a simțit acuș, se finalizează un an, a început în octombrie din anul școlar 2011-2012, se cunosc și rezultatele se văd la acest proiect, pentru că acești 30 de copii sunt împărțiți în 3 grupe. După ce termină orele de curs la noi, clasele 1-4 învață dimineața, ei servesc masa la prânz și după care continuă pregătirea. Primarul Arteni dă asigurări că proiectul nu se va opri aici, dorind să-l extindă și pentru ceilalți copii ai comunei, indiferent de etnie. După 2 ani, urmează ca noi să suportăm iarăși 2-3 ani să ducem în continuare acest proiect și atunci va fi totul suportat de primărie. Vom continua pentru că este necesar. Este necesar și dacă prin proiectul care noi îl avem depus și sperăm să intre, să construim și acel centru after school, atunci numărul celor care vor fi incluși în acest proiect va fi mult mai mare. Vrem să le extindem și la cealaltă categorie de populație, la români, la persoanele și la copiii care într-adevăr au nevoie de să fie incluși în acest program. Primarul Costel Arteni a dovedit că poate face ceea ce nu toată lumea poate, să facă lucruri bune pentru comună cu bani puțini, uneori aproape gratis dacă ne referim la balastarea străzilor. Vorba bună și bună înțelegere a făcut ca mai multe balastiere care au exploatări pe raza comunei să devină sponsori ai primăriei. Așa am aflat cu surprindere că piatra este primită gratis, autoritatea locală cheltuind bani doar pentru motorină, pentru că împrăștierea balastului se face cu camionul de la primărie. Costurile se reflectă numai în prețul motorinii pe care noi o cumpărăm de la stațiile din Pașcani și ce mai trebuie pentru autocamionul Raba pe care noi îl avem în dotare. Produsele și agregatele de balastieră ne sunt oferite drept sponsorizare de către societățile care desfășoară activități pe raza comunei Motca. Și dacă tot veni vorba despre copii, trebuie menționat un fapt de asemenea ieșit din comun, devenit tradiție în comuna din apropierea Pașcaniului. De 2 ori pe an, de Crăciun și de Ziua Copilului, cei mai mici dintre locuitorii comunei primesc în dar pachete cu dulciuri și fructe, toți copiii. Cheltuiala este susținută din bugetul local și uneori de către sponsori. Toți consilierii au fost de acord cu această acțiune percepută la nivelul comunei și ca un gest simbolic de necesară grijă față de viitorul comunei. De Crăciun, pomul de Crăciun, de fiecare dată, Consiliul Local aprobă sume și fiecare copil, începând de la preșcolar, primar, gimnazial, primește un mic pachetel cu dulciuri. La 1 iunie au fost perioade când s-au mai dat și cărți. Pe lângă dulciuri s-au primit și cărți. La 1 iunie urmărim să atragem și sponsori, pentru că sunt mai multe activități, sunt concursuri care le organizăm și trebuie sume mult mai mari pe care le atragem și de la sponsori, pentru că din bugetul local nu putem să suportăm totul.